Johansson. Telefon tocmai de la Drobeta Turnu Severin. De data asta era altcineva la telefon care ne-a spus în felul următor: vrem să facem redeschiderea cu voi. Ne-am zis din start, da, pentru că ce făcuserăm data trecută în Drobeta Turnu Severin la SIPAB era, a fost extraordinar. Motiv pentru care am acceptat din start invitația oamenilor. Băi, și a ieșit tare. Încă un party super tare. La pupitru am rămas până pe la 5 dimineața, când într-o final am zis spre hotel. Mulțumim frumos, a fost senzațional și vrem să împărtășim momentele astea cu voi. Check it! Începe un nou episod, Super Tiro Venitor. Și aducem pe ZUTV noul episod. Adi Mihailă The Hitman a plecat la drum spre Lucian Bărbulescu, apoi împreună spre Drobeta Turnu Severin. Dădeau party a doua oară în SIPAB. De data asta era marea redeschidere. Sunt Raluca Benavides. Let's roll! Eterna și fascinanta Românie ne împinge din nou în afara casei. Lucian, bună dimineața! Odihniți, da, am dormit, am rupt somnul după petrecerea de azi noapte de la Jax. M-am trezit pe la 11, m-am culcat la loc, m-am trezit încă o dată, ca să nu zic altfel. Și uite-ne cum plecăm pe drumurile patriei. Mergem într-o zonă în care mergem întotdeauna cu mare drag. Ținta din seara asta este Drobeta Turnu Severin, acolo la SIPAB, unde am mai făcut party acum un an. Ți-aduce aminte ce tare a fost? Cazarea aia deasupra, cu viola. Doar Vlad parcă a avut camera aia mișto, nu? Dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, parcă prin martie am fost ceva de genul ăsta. Da, parcă. Știu că era un pic friguț așa, strângea un pic, cam cum e și acum, dar e bine. Am înțeles că SIPAB-ul acum are un alt management. Dacă am înțeles bine, dacă greșesc, mă iertați, dau un shot diseară. Arată altfel, e o nouă poezie acolo și abia aștept să vedem și noi care e povestea acolo. Cu siguranță o să fie la fel de bine ca și data trecută și abia așteptăm. Un drum ne desparte atât, de vreo 300 și ceva de kilometri, dar suntem în regulă. Am pornit GPS-ul și am văzut bine, Waze-ul, navigația, și am văzut că facem 4 ore jumate până acolo, am zis. Ok. Da, l-avem pe domnul șofer aici. Așa e, Mihailă, te-ai obișnuit cu avioanele. Drobeta Turnu Severin în seara asta face marea deschidere, ne reîntâlnim. Suntem pe drum și mergem spre voi. Foarte frică. Ia mâna de acolo. Ia mâna când nu... Cine a dat cu mingea în geam?
E foarte frig afară, ne-am hotărât să intrăm într-o saună. Sauna este fix la ieșire din camera mea. Eu am văzut-o, pe Lucian l-am invitat. Bine ai venit în sauna mea. În sauna ta? Bă, dar bogat ești. Uităm aici, aproape, ce să faci? Ai dormit? Da, jumătate de oră. Ia. Deci, om mai grumpy decât ăsta când se trezește, nu a văzut nimeni. Zi! Așa m-a făcut mama. E full jos, apropo, să-ți fac un update. E înainte de show. Da, am văzut pe grupul nostru de WhatsApp cum s-a strâns lumea, imagini în direct. Foarte multă. Și coborâm, ce, suntem la un etaj distanță. Păi asta înseamnă că trebuie să sting aici căldura din saună și așa trebuie să plec, dar mă întorc după eveniment probabil și să facem treabă. Hai la treabă! Arată la fel de friendly. Ne amintim cu drag de ultimul party de aici când am stins lumina pe la 5. Apropo, clubul full. Atmosferă frumoasă, hot și la propriu și la figurat. Party people de toate vârstele, toți adunați la Zoo Party. Aglomerație la intrare, la locul de fumat, în club, în zona VIP. Ce să mai vorbim despre aglomerația de la bar? Cam asta găsești în orice club care merge bine. Bye.
Vă salutăm din Serbia și vă spunem din start, coafura nu rezistă. Cred că la fel am început și intervenția din martie, nu? De când am fost prima... Cum? Prima oară. Că vă salutăm din Serbia și că la fel coafura nu rezistă, pentru că era la fel de frig și la fel de vânt. Mă, era mai frig atunci, acum e okiuț, e cât de cât, dar la faza cu coafura n-ai ce să faci, aia e situația. Așa e a doua zi, n-avem ce să faci. E a treia zi pentru noi, că am avut și vineri în București, aseară la CPUB, unde apropo a fost băiat de bine. Demențial de bine. Gândiți-vă că la ora 3, nu, 3 jumate, abia la ora 3 jumate am coborât în R&B-uri și în muzică veche, pentru că până atunci oamenii au fost pe party serios, pe bubuială, pe bumții, pe ce vă mai place. Frumos! Lucică, data viitoare, te mai aduc? Normal, cu mare drag, venim și data viitoare. Se vede influența asta de vest în partea asta a țării. Exact ce ziceai tu, oamenii stau mai mult pe partea aia de house, pe partea aia de bubuială, de club, de muzica aia de club în adevăratul sens al cuvântului. Nu, noi le zicem, nu neapărat manele, ceva mai așa. Nu da din casă chiar tot. Da. Nu neapărat manele, măcar ceva mai oriental, așa. Pune bă manele! Îți pleacă umărul. Dar una peste alta a fost o seară reușită și ne-am simțit extraordinar. Mulțumim frumos. Mai spunem ceva și dăm din casă de data asta. În mod normal, noi nu stăm mai mult de 2 ore, 2 ore jumate la program, dar seara am stat 4 ore jumate la pupitru. Nu puteam să plecăm. Da, aia a fost. Și ne-am simțit și noi foarte bine. Alin, mulțumim mult de invitație. Toată gașca de acolo, mulțumim, foarte fain. Și ne vedem cu drag data viitoare. Vedem când o fi, dar cu drag venim oricând aici în Serbia la voi. Mulțumim frumos. După ce ați văzut și voi și după ce am făcut și noi, cu mare drag aștept un telefon. Pe ecranul telefonului se scrie Alin CPUB Drobeta Turnul Severin, pentru că ne-a plăcut foarte tare. Deja cred că începem să avem o tradiție în locul respectiv și în clubul respectiv, dar nu ne deranjează absolut deloc. Adi Mihăilă, sunt The Hitman, CPUB, mulțumim mult, Drobeta Turnul Severin a fost cu cântec, știți la ce mă refer, dar a fost mișto. Ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa!